Că știți cum e, bătaie ruptă din rai. Iulia, bună ziua! Bună ziua! Pe lângă abuzurile care au fost enumerate un pic mai devreme, mai există o formă de abuz care sunt convinsă că nu există în aceste statistici pe care le aveți. Este vorba de abuzul emoțional și mai ba, da, există. 13% dintre cazuri, în 13% dintre cazuri este vorba despre, cum zic e aici, abuz psihologic, emoțional. Abuz chiar așa, emoțional, abuz emoțional. Dar eu vorbeam mai exact despre sindromul alienării parentale, denumit de către psihologi PAS. Așa. Este o formă de abuz care apare în situația conflictului dintre părinți determinat de divorț. Și după cum știm, statisticile cu privire la divorț sunt sumbre în momentul de față. Nu, în România nu sunt, sunt mult mai bune decât în alte țări. Da, dar se pare că pe măsură ce trece timpul se mulțesc. Nu, intrați pe site-ul inssue.ro, site-ul oficial al statisticii românești, și o să vedeți acolo că sunt de 5 ori mai puține cazuri de divorț decât cazuri de căsătorie. Da, deci sunt de acord, dar creștere, dacă facem o comparație cu anii trecuți, să vedem că, comparativ ca și număr, în momentul de față sunt mult mai multe cazuri de divorț decât erau acum, să zicem, 5 ani, 10 ani. Nu, procentual rămân, suntem pe acolo. Deci suntem cam tot pe acolo. Am avut și eu această curiozitate la un moment dat, ca jurnalist, vă spun și am verificat, nu e adevărat. Nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, familia românească este una tradiționalistă. Societatea românească e una tradiționalistă, orientată spre familie. Până aici toate sunt bune și frumoase. Frumoase. Da, suntem influențați de viața capitalistă, occidentală, corect, high life, cum zicea Alex mai devreme. Cu toate astea, nu, familia românească nu a suferit acest tip de malformații decât într-o foarte mică măsură. Și cu toate astea, 95% dintre abuzurile raportate asupra copiilor vin din partea familiilor lor. Exact, dar aici este, aici intervine și situația celor, situația familiilor divorțate. Dacă sunteți de acord cu mine. Pentru că în situația în care divorțează copiii și chiar și în familiile existente există această formă de abuz emoțional. Eu care înseamnă efectiv spălarea creierului copilului pentru îndepărtarea celuilalt părinte. Eu sunt de acord că în multe cazuri sunteți divorțată? Da. Sunt de acord cu dumneavoastră că în multe cazuri de divorț părinții încearcă să-i folosească pe copii ca pe arme unul împotriva celuilalt. Așa, exact. Dar, pe de altă parte, în cele mai multe cazuri, copiii sunt, în cazuri de divorț, așa, copiii sunt răsfățați de către părinți, sunt mituiți, practic, de către... Ceea ce, sigur că, ceea ce sigur că, până la urmă, duce la unele probleme de educație a lor. Nu este chiar așa. Deci eu vă spun, pentru că am studiat această problemă, sunt și purtător de cuvânt la Societatea Română pentru Custodia Comună. Așa. Și se pare că, în cazul divorțului, există foarte multe, chiar psihologii sunt foarte îngrijorați de acest sindrom al alienării parentale. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu știu dacă asta duce la abuz emoțional, duce... în sensul descris de protecția copilului. Duce la un abuz emoțional în sensul că unul dintre părinți îl alienează pe celălalt copil, pe copil împotriva celuilalt părinte. Iar efectele pe termen lung al acestor copii sunt grave. Deci acești copii devin foarte agitați, devin agresivi, pot avea la un moment dat... Poate fi adevărat ceea ce spuneți, Iulia, vă întreb așa. Consumul de droguri, consumul de alcool este influențat de acest comportament al copilului. Sunt de acord care cu dumneavoastră. Iulia, un pic altceva însă discutăm astăzi. Și eu vă întreb în felul următor. De ce credeți că românii își iubesc mai puțin decât alte națiuni copiii? Sau putem trage măcar o astfel de concluzie? Da, pentru că viața de zi cu zi este foarte grea în momentul de față pentru români. Dacă și ne dacă viața cu grea, îți bați copiii? Sau... Dacă ne comparăm cu nemții, să zicem cu Germania, cu Italia și așa mai departe, ia cât stresul este mult mai mare. Se muncește foarte mult ca să obții bani, foarte puțini. Unii dintre părinți probabil că au două joburi, da? Așa. Ajunge acasă super obosit, super terminat. Și nu de mai, și vorba nu mai ai copii. Nu mai ai răbdarea necesară probabil, sau nu mai au răbdarea necesară probabil ca să
poată să reacționeze normal cu copiii. Este posibil și asta. Doamnă, pe de altă parte problema. Este vorba și de, Iulia, de tradiție. Eu înțeleg ce... deci da? Modele culturale. Exact, deci și de puterea exemplului. Păi iată, dacă vorbim de un tată care la rândul lui a fost bătut, el ce o să facă? O să-și bată copilul. Vă mulțumesc pentru telefon, Iulia. Însă, încă o dată, vă spun în felul următor. Una este să nu mai ai răbdare.